Salutare! Băieți, vă salut pe toți. Un clip care trebuia să fac acum foarte mult timp. Am să-l fac acum. Acesta este ultimul clip pe care cred că o să-l fac. Și este ultimul. Tutorialul, pot zic așa, suprem, cum să nu mai aveți lag pe MTA. Și niște sfaturi cum să nu mai aveți lag pe MTA. Nu pot să vă dau sfaturile în exactitate pentru că... Na. Contează și de PC-ul vostru. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți exact acum. Intrați pe MTA, dați click dreapta, dați aici pe deschide unde mă... Mă găsesc, dat. Intrați în folderul de la MTA. Stai că nu știu unde am băgat MTA-ul. Aici parcă... Intrați în folderul vostru de la MTA, așa arată folderul. Intrați pe prima, pe mods. Deathmatch, resource și după care o să ștergeți tot. Ștergeți tot de la modul de acolo, de la resource. Eu le-am un alt folder, dar voi le ștergeți. Trebuie să fie gol. Lăsați gol, după care intrați pe MTA iar, înțelegeți voi ce vreau să zic. După ce ați făcut chestia asta, dați restart la MTA. Bun, după aia, dacă o să aveți lag în continuare, am o versiune de GTA San Andreas, versiunea asta, ștearsă. Am văzut că mulți n-a știut să o descărcați, să o instalați, așa că o să vă pun direct în descriere un link de la GTA. Și voi ce o să trebuie să faceți este doar să instalați din nou MTA-ul pe versiunea aia de GTA. Este foarte simplu. Instalați MTA-ul pe versiunea aia de GTA. Din nou, dați next și selectați la folder GTA-ul. GTA-ul aveți în descriere jos. Este GTA-ul ăsta cu străzile așa șlefuite. Nu știu cum să vă zic. Bun, niște setări în joc. Video, direct. Dacă aveți PC mai slab, reduceți din rezoluție. Recomand să țineți jocul în fereastră. Recomand pentru crash și alte chestii, jocul rulează mult mai bine în fereastră. Adică să-l țineți în fereastră decât în full screen. Favul dați în funcție de cum aveți voi PC-ul. Eu recomand, dacă vreți o troacă, să lăsați favul pe maxim. Favul e ăsta. Dar asta e după preferință. Eu recomand pe maxim să lăsați favul. Draw distance-ul să-l dați mic, pentru că, nu, dacă aveți chiar PC-ul ăla slab. Calitate FX dați pe scăzută. Dați pe ăsta anti-dezactivați, ăstea dezactivați că tu ajută. După aia intrați la avansat. Aici la avansat aveți prioritate proces. Dați pe ridicată. Dați neapărat asta pe ridicată. Și setări de depanare dați pe HD grafic. Dar dacă dați pe ăsta, s-ar putea să nu mai vedeți texturile. Dar vă ajută foarte mult ăsta. Și ăsta vă ajută. Am treabă, pleacă de aici. Nu m-am întrebat acum, că am treabă. Uite, vedeți, dacă activați HD graficul, vă dispar toate texturile. Deci nu mai vedeți texturile. Ăsta e numai în cazul în care aveți foarte mult lag. Foarte mult lag. Dar dacă lăsați pe normal, o să vi se cace texturile. Ăla vă mai încarcă niște texturile de pe mașină. Ca să înțelegeți. Bun. Dacă aveți lag și cu chestia asta, aveți comanda SEEFAR, S-E-E-F-A-R, și o setați pe 250. Dacă o stați pe 250, o să vedeți că o să vă scadă distanța de redare mult mai mult. Și o să meargă mult mai bine, o să meargă. Dacă aveți lag și după chestiile astea, lag, mă refer lag să aveți în zonele aglomerate, la spital și în chestiile astea unde sunt mulți oameni cu mașini. Dezactivați din moduri, simplu, dezactivați din moduri, dați slash moduri și dezactivați din unele pe care nu le vreți sau vi le activați doar pe alea pe care le vreți. Și chestia aia vă ajută foarte mult. Deci cam așa arată MTA-ul cu mod de grafică low PC pe care aveți în descriere și toate chestiile low. Bă, pus VPS, nu vă uitați la VPS-urile mele din jos, că eu oricum am... Bucuite MTA-ul. Dar gen, o să vă crească, nu știu cât o să vă crească. Dacă mă înțelegeți. No, păi cam ăsta e tutorialul. Nu e un tutorial foarte, foarte wow. O să aveți link-ul în descriere de tot ce trebuie să faceți, să descărcați acel GTA. Îl dezarhivați, îl trageți unde vreți voi. Unde aveți memorie. După care vă instalați din nou GTA San Andreas, ăsta MTA-ul vi-l instalați și vi-l instalați în folderul ăla. Dacă nici așa nu înțelegeți, nu știu să mai înțelegeți.
fac și tutorialul ăsta și cam gata cu tutorialele astea. Oricum vă mulțumesc că la cel an tutorial am strâns 10.000 de vizualizări, ceea ce e foarte mult. Și m-a lăsat două linkuri și mi-a zis mult că ați complicat cu linkurile. Păi, ce să mai zic de asta? No. Așa arată GTA-ul ăsta. Față de normal, ca normal nu arată așa. Bine, puteți să dați set sifarul ăsta, dacă vreți, puteți să dați și pe 20.000. Și uite cum vedeți, pe 20.000. Vedeți în tot. Da, lăsăm pe 250. Se mișcă bine pentru voi. Serverul este Rage România. Panel.rage.ro. V-am pupat, băieți, spor și intrați pe server. Neapărat. V-am țucat pe toți. Pa!